Apropiindu-ne de marele praznic al Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, după bună rânduială, biserica noastră de măritoare creștină a rânduit o perioadă de post în care creștinii se pregătesc să primească în casa sufletului lor pe cel ce, înviat din morți fiind, a venit să ne izbăvească pe noi pe toți din robia păcatului. Aș dori să vorbesc în general despre post și mai ales despre postul creștin, care, după rânduiala bisericii, este o abținere pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp de la anumite mâncăruri și băuturi, precum și de la săvârșirea faptelor neplăcute lui Dumnezeu și oamenilor, prin care creștinul leapădă această haină murdară a păcatului, se îmbracă în virtuțile creștinești și primește praznicul așa cum se cuvine. Posturile în sânul bisericii sunt de mai multe feluri. Este postul aspru, prin care creștinul pe o perioadă de timp se abține de la mâncăruri și băuturi în totalitate. Este apoi postul sau ajunul, în care ne pregătim într-o zi anume spre a întâmpina un praznic. Este postul ușor, în care ne hrănim doar cu mâncărurile de post rânduite de biserică, eliminând deci carnea, produsele animale și hrana fiind împuținată, băuturile îmbătătoare eliminate și rugăciunea fiind mai intensă, prin care îi cerem lui Dumnezeu binecuvântare. Apoi, dacă urmărim lungimea postilor și legarea lor de anumite evenimente din istoria bisericii noastre, avem 4 mari posturi în biserica noastră. Cel mai mare este postul Sfintelor Paști, de 7 săptămâni. Este apoi postul Crăciunului sau postul din perioada de dinainte de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Apoi postul închinat Preacuratei Fecioare Maria cu ocazia adormirii ei, de la 1 până în 15 august. Și postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care înainte de data de 28 ale lunii iunie variază în funcție de data Paștilor. Apoi este rânduitul postul din perioada săptămânii. Zilele de miercuri și de vineri sunt zile de post în care credinciosul se hrănește, cum spuneam, doar cu aceste alimente pe care le recomandă biserica, dar nici acestea, nefăcând abuz, mâncând peste măsură. Sigur că postul creștin diferă cu totul de alte posturi care se practică în lumea aceasta, pentru că postul creștin nu este numai o reținere de la anumite mâncăruri și băuturi, ci și săvârșirea postului sufletesc. Postul trupesc este într-o proporție mai mică, tocmai pentru pregătirea noastră și întărirea noastră trupească, sufletească, spre a săvârși acest post duhovnicesc al abstinenței, a reținerii de la faptele cele neplăcute lui Dumnezeu și oamenilor, și astfel, curățați fiind, să putem să fim binecuvântați și primiți la masa cea cerească. Dacă suntem în ajunul postului Sfintelor Paști, să vorbim despre acest lucru. Postul, și mai ales al celor Sfintelor Paști, este postul cel mai sever, pentru că ne pregătim să întâmpinăm marele praznic al Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, după ce am trecut de perioada aceea de doliu, în care în săptămâna patimilor Mântuitorul Iisus Hristos a fost prins, a fost judecat, osândit la moarte și răstignit pe cruce. După aceasta urmează
după această întristare urmează bucuria învierii, când a treia zi, cu moartea pe moarte călcând, a înviat din morți. Noi creștinii, într-adevăr, ne pregătim cu tot din adinsul și postul îl considerăm ca o lucrare a lui Dumnezeu în ființa noastră și nu vedem în post doar o chinuire a trupului nostru, așa cum unii dintre oameni îl privesc atunci când văd că impune o abținere de la mâncăruri și de la băuturi. Postul creștin, deci, nu este obiciuirea trupului, ci o pregătire a noastră pentru un mare eveniment. În afară de posturile acestea creștine, sigur că în lumea laică se vorbește și de alte posturi, așa cum ar fi postul sportivilor, care practică o anumită abstinență de la mâncăruri spre a-și păstra vigorozitatea și greutatea atunci când au de-a face o confruntare cu un adversar în arenă. Să nu uităm să vorbim și de posturile impuse și recomandate de medici, celor bolnavi, acestea având un scop de tămăduire a trupului nostru și izbăvire din bolile care ne stăpânesc de atâtea ori. Să ne aducem aminte apoi, domnișoare, și de acele posturi ce le practică partea femeiască, domnișoarele și doamnele dorind să aibă un trup frumos, de atâtea ori se abțin de la mâncăruri și de la folosirea în exces a acestor mâncăruri pentru ca înfățișarea lor să fie bine plăcută. Dar postul creștin, iată, acoperă toată această gamă, pentru că prin post nu numai că ne abținem de la aceste mâncăruri și băuturi care de multe ori aduc suferință trupului nostru, ci ne pregătesc și sufletește pentru a-L întâmpina pe Dumnezeu. Și noi, la biserica noastră, începând din această lună, din 23 ale lunii, intrăm în Sfântul și Marele Post și aici vom săvârși slujbele îndătinate, miercurea și vinerea, Sfânta Liturghie a darurilor înainte sfințite, în zi de sâmbătă, Sfânta Liturghie pentru cei adormiți întru Domnul, iar duminică, în ziua Învierii, Sfânta și Dumnezeiască Liturghie pe care o săvârșim în fiecare duminică și sărbătoare a anului. Ne străduim și noi a ne face bine plăcut lui Dumnezeu și prin post și prin rugăciune să putem să dobândim cele de trebuință vieții noastre pământești. Postul a fost practicat și în vremea Vechiului Testament. Apoi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne dă exemplu când se retrage în pustie și postește 40 de zile înainte de a fi ispitit de diavolul. Sfântul Ioan Botezătorul în pustie acolo postește hrănindu-se doar cu lăcuste și cu miere de albine sălbatice înainte de a veni să înceapă propovăduirea cuvântului prin care anunța venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos. Iată, deci, acest exemplu este dat și de cei care binecuvintează pământul cu darurile cele de trebuință nouă și de aceea noi creștinii avem această creștinească îndatorire ca să practicăm postul așa cum se cuvine și perioada aceasta să fie o perioadă în care rugăciunea să fie mai intensă, gândurile noastre să fie doar spre săvârșirea faptelor celor bune, împăcarea cu semenii noștri și cu Dumnezeu să fie gândul care să ne stăpânească pe noi zi și noapte. Și astfel, cu siguranță, că vom dobândi cele de trebuință nouă. Postul și rugăciunea sunt cele două instrumente puse creștinului la îndemână spre a-și dobândi cele de trebuință.
ne aducem aminte de o pericopă evanghelică în care la ucenicii Mântuitorului este adus un copil stăpânit de duhuri necurate și ucenicii nu reușesc să-l tămăduiască. Îl duc în fața Mântuitorului și el, ca fiul lui Dumnezeu, îl tămăduiește și la întrebarea apostolilor, noi de ce n-am putut să-l tămăduim? Mântuitorul le răspunde, acest soi de diavol nu poate fi scos decât numai cu post și rugăciune. Iată de ce postul și rugăciunea sunt cele două instrumente, cele două arme cu care luptăm împotriva duhurilor celor rele care se abat de atâtea ori asupra caselor noastre și ființele noastre, atunci când sunt cuprinse de păcat, slăbesc, ne îndepărtează de Dumnezeu și ușile rămân deschise pentru intrarea diavolului în casa sufletului nostru. Dar având această pavăză pe care ne-o asigură, ne-o dă Sfânta noastră Biserică, putem să ne apărăm de toate aceste încercări ce vin din partea potrivnicului. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și bucuria învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos să fie bucuria noastră a tuturor.